Bună ziua, dragi urmăritori ai canalului Ora de Istorie Online. Astăzi v-am pregătit un material, o prezentare puțin atipică față de cele cu care v-am obișnuit până acum. Este vorba de un portret, un portret al, unei, al unui personal să-i spun așa, care a marcat profund istoria. După cum ați văzut în titlu, este vorba despre Adolf Hitler fac acest material pentru că am promis unui foarte bun prieten că voi trata subiectul Adolf Hitler. Acest prieten al meu este un susținător al acestuia. Eu o să încerc să fiu neutru pentru că cu inimă, cu inimă grea vorbesc despre acest om deoarece știu... Am o anumită judecată despre acțiunile care acesta le-a făcut ca și conducător al Germaniei și crimele împotriva umanității. Însă am să încerc să-i spun povestea într-o manieră neutră pentru a pentru a împăca pe toată lumea ca să spun așa și am să încep prin a prezenta puțin povestea vieții lui Adolf Hitler, care se naște în 1889 în Austria, mai exact într-un mic oraș situat aproape de frontiera cu Bavaria. Despre familia sa știm că tatăl său a fost Alois Hitler, senior, născut în 1837, a trăit până în 1903, un fiu ilegitim al Mariei Anna Schickengruber, Uh, înregistrat ca și baptist de confesiune la natalitate uh, datorită familiei sale tatălui Hitler a fost înregistrat baptist pe numele tatălui său uh, renunță la numele de familie francez Alois tatălui Adolf Hitler pentru a lua mai târziu numele de Chic Gruber al mamei sale, Maria Ana Chic Gruber, după cum am spus adineauri. Cam, cam acesta ar fi portretul tatălui său despre mama sa, considerat fiu ilegitim al acesteia. Nu știm foarte multe lucruri. Cel puțin eu nu știu din cercetările mele, nu vreau să spun că lumea nu știe multe lucruri despre Maria Ana și însă eu m-am concentrat puțin pe povestea tatălui, deoarece uh, am vrut să-mi dau seama dacă Hitler uh, a avut parte de figură paternă în viața sa sau nu a avut, uh, cred că nu a avut deoarece tatăl său renunță la numele uh, Hickel, Schickelgruber Gruber și aloa și rămâne doar cu numele de Hitler. Uh, acest nume de Hitler este preluat de la Johann Georg Hitler uh, cu d în, uh, în locul t și uh, tatăl său rezolvă oarecum terminația din Hitler în Hitler sau Hitler Lăsându-i moștenire lui Adolf acest nume, care astăzi este un nume cu o rezonanță fantastică datorită impactului pe care acesta l-a avut pe scena politicii mondiale a secolului 20. Avem despre originea acestui nume două ipoteze conform surselor mele. Hitler ar fi o derivație a vechiului nume Hitler, la care la rândul său conține un termen bavareș și austriac, „hiddel” curs subteran de ape înseamnă Hidl, care inundă periodic pivnițele, mi se, mi se spune din sursa pe care o am în față. Oamenii care trăiau în preajma acestor cursuri de ape subterane își spuneau sau erau numiți Hidlări, iar o altă teorie care a circulat este cea a faptului că Hitler provine de la Hüte, Colibă, însă tind să merg mai departe pe, pe prima variantă, pe varianta inundaților. Așadar, Adolf Hitler, născut la 20 aprilie 1889, în Branau am in, partea de vest a Usto-Ungariei, în prezent, desigur, vorbim despre un teritoriu austriac. V-am amintit de granița cu Bavaria, apropiată de această localitate, care, când Hitler s-a născut, era, de fapt, Imperiul German acolo. Este al patrulea din cei șase copii al lui a lua Hitler despre care am mai vorbit și soția acestuia Clara Pols, dar mama lui Hitler este considerată Maria Anna Schickelgruber, deci ca și primă, primă informație Hitler este un fiu ilegitim. Mor frații săi mai mari, Adolf, Gustav, Ida și Otto, în copilărie, iar pe când Hitler avea 4 ani se mută întreaga sa familie în Germania, în Imperiul German, mai precis în orașul Passau. Un oraș bavarez care îi va oferi lui Hitler un nou accent în locul celui austro-german cu care părinții săi s-au mutat la Passau. Acesta va dobândi prin creșterea sa un accent bavarez. Ca și poveste de familie, tatăl său uh, lucrează mai întâi la o fermă, după aceea dobândește succes într-o carieră de vameș, acesta va lucra la frontieră, iar din mărturisirile lui Adolf Hitler în lucrarea sa Mein Kampf uh, aflăm faptul că uh, Hitler însuși recunoaște despre uh, despre performanțele școlare slabe pe care le-a înregistrat în școală. El a făcut acest lucru intenționat, spune el în Mein Kampf, deoarece dorea ca tatăl său să observe că școala nu este calea pe care el vrea să o urmeze și să-l lase în pace pentru a-și urma propriul său drum. Acestea sunt mărturisirile sale. De altfel, Hitler, ca și mulți germani din Austria, original din Austria, dezvoltă idei naționaliste încă din tinerețe, exprim exprimându-și o loialitate doar față de Imperiul German și disprețuind profund monarhia Habsburgică. Poate vă vine greu a crede, dar cam asta credea tânărul Hitler și mulți alții născuți atunci în Austro-Ungaria. Uh, își îndrepta ochii spre Imperiul German ca și uh, apartenență, ca să spunem așa. În 1903 moare tatăl său a lua, are loc un, eșei, un deces neașteptat. Uh, Hitler rămâne doar cu mama sa adoptivă care îi permite să abandoneze școala și uh, continuă o educație în Steyr uh, din 1904, luna septembrie. Steyr este un oraș în Austria uh, unde Hitler înregistrează niște uh, performanțe școlare mai bune față de cele din Passau, orașul unde a copilărit. Din 1905, după doi ani, Hitler se mută la Viena și duce o viață mizeră, boemiană, în cele mai sărace cartiere ale orașului vienez. Singura lui sursă de venit era obținută din vânzarea unor ilustrate cu diferite clădiri vieneze pe care el însuși le picta și le vindea în cafenele. Are o tentativă de a intra la Academia de Arte Frumoase din Viena, 2 ani la rând, 1907 și 1908, dar este uh, refuzat de fiecare dată. Un an mai între aceste tentative, de fapt, tot în 1907-Decembrie, mama sa adoptivă moare de cancer la sân la numai 47 de ani, deci iată, Hitler se află singur pe lume deja de la o vârstă fragedă. Poate că a fost vulnerabil concepțiilor extremiste care încep să facă cunoștință cu acesta încă din perioada tinereții sale în orașul austriac Viena. Aceste concepții extremiste vor urma să fie puse în aplicare, ca și Cancelar al Germaniei, când va avea oportunitatea să le implementeze, nu va ezita să o facă. Vorbim aici, aceste preconcepții sau concepții, de fapt, extremiste, au următoarele caracteristici: antisemitism, rasism. Uh, ocultism și uh, a spune și uh, minciună, cel puțin așa spun unii istorici, și uh, lipsa scrupulelor. Uh, dorința de a-ți atinge obiectivul fără scrupule. Uh, cavalerul Georg Ritter von Schönerer, liderul mișcării pan-germane al Deutsche Bewegung sau al Deutscher Verband, o, grupare politică naționalist șovină și primarul Vienei, Karl Lüger, fondatorul unui partid creștin de orientare virulent antisemită, reprezintă în această perioadă a vieții lui Adolf Hitler două modele, două modele de viață. În 1914, din cauza unor decepții în Viena, pe care Hitler declară că o considera un oraș Babilon, un amestec de rase, se mută la München în mai 1914, München care apare în ochii lui Hitler ca un veritabil oraș a, pe placul oricărui german, Aici îl prinde izbucnirea primului război mondial, unde Hitler se înrolează ca și voluntar în armata germană. Înainte de a vă spune câte ceva despre aventurile sale în primul război, în primul război mondial, vreau să vă spun un fragment din discuțiile pe care le-am avut cu prietenul meu care mi-a solicitat să fac acest video, el, este, el îl privește pe Hitler cu alt soc decât îl privesc eu. Teoria lui este următoarea. Din cauza condițiilor grele de viață, Adolf Hitler este de admirat pentru cât de mult s-a ridicat pe scara ierarhiei sociale germane de ce nu scara politică mondială a secolului 20 ajungând în top. Conform teoriei sale, trecutul său greu, îngreunat, viața sa nu tocmai ușoară, l-au ascuțit pe acesta și i-au dat tărie de caracter și forță ca să se ridice în rândurile clasei politice germane. Bun, sunt de acord. Sunt de acord cu această teorie până într-un anumit punct. Mă chinui în multele mele discuții cu prietenul meu, care de fiecare dată când vorbim despre istorie, chiar și de la Alexandru Macedon, am pornit o discuție recentă, m-a dus la Adolf Hitler. Vreau să spun că este una să, să pornești din pământ galben, dacă înțelegeți expresia, adică să pornești din sărăcie și condiții vitrege la drum în această viață, și este cu totul altceva să dai greș lamentabil ca și șef de stat și om politic, omorând atâția oameni, aplicând niște politici de exterminare în masă. Cu siguranță au murit oameni în istorie, pentru că astea sunt argumentele prietenului meu. Într-adevăr și alte țări au omorât oameni prin războaiele în care s-au implicat sau prin procesele de cucerire ale acestora. Însă Adolf Hitler a făcut asta voit, a făcut asta fără ezitare, a, a construit politici și departamente pentru acest lucru, a construit divizii ale armatei dedicate exterminării. Nimeni în istorie, niciun conducător nu a organizat cu o disciplină germană un proces de exterminare în masă, cum a făcut-o Adolf Hitler. Cam asta pot să vă spun că discut cu acest prieten și încerc să îl conving oricât de multe explicații. Mi-ar oferi despre acesta cifrele. Vorbesc, vorbesc despre el mai mult decât cifrele, imaginile din lagăre. Nu mă vor lăsa niciodată să privesc cu admirație acest nume. Ok, am respect pentru realizările sale politice, dar nu am. Nu am toleranță și nu am înțelegere sau nu îi caut explicații pentru crimele împotriva umanității de care în ochii mei vă spun sincer se face responsabil. Mă opresc aici cu această paranteză și revin la informații despre Hitler și primul război mondial. Hitler se înrolează într-un regiment bavarez unde luptă cu curaj este rănit și ajunge decorat cu crucea de fier clasa I, fiind remarcat de șefii săi, adică de comandanții săi militari. Acestea sunt cuvintele despre, uh, despre aventurile în primul război mondial al lui, ale lui Adolf Hitler, scrise de Serge Bernstein și Pierre Milza în Istoria Europei, partea 5 a V-a, o carte de sinteze istorice pe care vă o recomand. Deci, toate volumele de istoria Europei scrise de Serge Perstein și Pierre Mirza sunt niște lucrări extraordinare care stau la baza formării mele ca profesor. Dacă mă uit în a doua mea sursă, pot să vă spun că Hitler, în lucrarea sa Mein Kampf, descrie experiența primului război mondial, drept cea mai mare experiență a vieții sale, cel puțin până la vârsta la care a avut ocazia să scrie carte, aș adăuga adaug, eu, dar trăiește un gust amar, deoarece Germania a fost înfr înfrântă în război, acest gust amar începe să-i modeleze ideologia. La fel ca și alți naționaliști germani, el credea în mitul cuțitului înfipt în spate, care susținea că armata germană, care de fapt în ochii lor nu a fost învinsă pe câmpul de luptă, a fost de fapt împunsă cu cuțitul în spate de marxiști și anumiți civili pe care el îi numește criminalii din noiembrie. Cel mai, cea mai grea lovitură de cuțit pentru Hitler a fost tratatul de la Versailles care sublinea faptul că Germania trebuie să renunțe la teritori, 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 teritoriile sale, mă scuzați pentru acest lapsus, precum și faptul că urma să aibă loc o demilitarizare a Renaniei. Renania sau Ținutul Rinului este o fostă provincie prusacă din vestul Germaniei. În, înainte înainte de Primul Război Mondial avea era cuprinsă în Germania, iar acum se va tăia o parte din acest teritoriu pentru a fi pentru a fi împărțit între alte state. De exemplu, și astăzi orașele Uppen și Malmedia aparțin Belgiei. Bun. După război, Hitler, demoralizat, revine la o viață de om semi-marginalizat, cu o nostalgie în suflet, după perioada petrecută pe front duce o viață modestă din trăiește din subvențiile oferite de armata germană în schimbul activității de supraveghere pe care o practica pe lângă diferitele grupuri subversive. Adică era un fel de informator, un fel de agent al armatei care avea rolul de a spiona Mișcările sociale, organismele sociale, organizațiile care doreau să creeze neliniște în interiorul Germaniei de după război. Apare un portret despre Adolf Hitler un om decepționat gata să se angajeze în micile grupări ultranaționaliste foarte numeroase în Germania de după înfrângerea din 1918. Încheie aici citatul. Este tot din istoria Europei, Serge Bernstein și Pierre Milza. În anul 1919 Hitler face pasul spre politică intrând în Partidul Muncitoresc German, un partid foarte obscur de extremă dreapta la conducerea căruia acesta va ajunge transformând Partidul Muncitoresc German în Partidul Național Socialist. Führerul, viitorul Führer își va îmbrăca membrii din propriul său partid în uniformă. Această uniformă era alcătuită dintr-o cămașă cafenie, cafeniu închis și o brasardă cu cruce încârligată. Mai departe, Hitler merge cu organizarea partidului în unități de intervenție, le -a spune eu. Îi antrenează în lupte împotriva comuniștilor care erau foarte puternici în regiunea Bavaria. Uh, unde Republica lui Eisner, cel care conducea uh, Germania de după primul război mondial, lasă urme adânci, politicile lui Eisner aici lasă urme foarte adânci. Uh, există o iritare națională în Germania care, care explodează în 1923, iar Hitler profită de această șansă. Gândindu-se că este momentul să acapareze puterea în Bavaria, conduce un puci numit Puciul de la Braserie care eșuează într-un mod lamentabil. Iar Hitler ajunge în închisoare pentru câteva luni. Mă scuzați pentru această întrerupere. După acest puci, vorbeam de Hitler cum că ar fi ajuns în închisoare, de fapt a și a ajuns. În închisoare este scrisă cartea Mein Kampf, care vine tradusă drept Lupta mea, o carte unde Hitler are ocazia să-și spună toate tainele minții sale, mai precis ideologia după care acesta funcționa. Mein Kampf, lupta mea, așadar, o lucrare care va deveni, după ascensiunea lui Hitler, o lucrare cu un succes fantastic, deși uh, studiul uh, hitlerist uh, exagerează uh, temele pe care secolul XIX le-a propus prin, anumiți, prin anumite minți iluminate care au fost de fapt niște doctrinare ai pan-germanismului Aceste minți luminate au stat la baza sursei de inspirație pentru autorul cărții Mein Kampf și anume Adolf Hitler. Întreaga Doctrina a lui Hitler are la bază o teorie pseudoștiințifică. O teorie care are mult de a face cu rasele umane și anume superioritatea și puritatea rasei germane. Asta este esența teoriei față de toate celelalte rase. Există Există niște prim dușmani ai rasei germane pe care Hitler îi compară cu niște bacili care distrug omenirea, se referă aici la evrei, deci în ochii lui Hitler evrei apar dușmanii rasei germane, rasei superioare germane, folosește un termen medical bacili. Foarte interesantă alegere de cuvinte. Bacili care distrug omenirea și care au dat naștere la tot ce Germania și Europa consideră elemente destructive. În ochii lui Hitler aceste elemente destructive erau democrația, socialismul și creștinismul. Fac încă o paranteză pentru a trimite o nouă săgeată către prietenul meu, Pan Hitler, ca să-i spun așa, Pan German, Pan Hitler, nu pot să cred că un om care vedea lumea, vedea un întreg popor cu o asemenea judecată, este în ochii tăi ierarhizat pe o scară atât de superioară, dacă îmi permiți acest joc de cuvinte. Desigur, pot să înțeleg, pot să înțeleg teoriile, restul teoriilor, dar compa compararea unui popor cu un virus, un bacil care distruge lumea și uh, simplu fapt că rasa germană, cei blonzi înalți și cu ochii albaștri, este, sunt superior tuturor celorlalte rase sau de ce nu celorlalte popoare mi se par niște lucruri de-a dreptul aberante față de care poate după ce vezi acest material sigur, sigur te vei gândi mai bine cu ce argumente îmi vei, mă vei face să-mi aplec ochii către acest om care este capabil de asemenea judecăți Bun Uh, supărările pe tratatul de la Versailles descrise în lucrarea sa Mein Kampf uh, le recunosc, uh, le recunosc, le pot înțelege vreau să spun uh, și recunosc în Hitler o dezamăgire deoarece a fost un, uh, un naționalist german extremist, dar totuși un naționalist german, acestea mai pot să le înțeleg, dar cele despre care am vorbit adineori chiar nu pot. Bun. Cu aceste premise, Hitler, care dezvoltă deja un caracter paranoic în acest segment al vieții sale, începe să-și exprime frustrările acestea interioare în fața populației. O populație pe care înfrângerea și prăbușirea sistemului de valori germane au cam afectat-o. Populația germană încă suferea de trauma pierderii primului război mondial, iar în fața lor venea Hitler cu soluții. Aceste soluții, deghizate în Partidul Național Socialist al său, ofera Germaniei următoarele lucruri: distrugerea influenței elementelor străine a evreilor și a comuniștilor, lichidarea democrației. Doctrină fondată pe o egalitate nivelatoare, deci niște chestii grave promitea poporului partidul său, însă, profitând de situația care, situația, cauzele economico-sociale ale perioadei interbelice au succes. La fel ca și în Italia, unde Mussolini deja și-a exprimat punctul de vedere, și în acest moment al istoriei avea deja puterea politică, Hitler își face drum către voturi prin aceste mesaje. Această doctrină se fondează pe traumele și povestea sa de viață. În opinia mea, iar Hitler are o calitate care îl va ajuta în a atrage oamenii de partea sa: o carismă. Fără această carismă, deoarece i-am urmărit câteva discursuri, fără această carismă, nu cred că Hitler s-ar fi ridicat niciodată pe treptele politicii germane ale acelor ani. Hitler este văzut ca și un conducător carismatic cu menirea de a încarna și de a executa voința poporului. Despre părerile sale și despre socialismul german, precum și atacurile anticapitaliste, aceste teze sau teme despre care am vorbit mai înainte, vor fi transformate în niște discursuri, în niște discursuri și într-un program politic în anul 1920, ca și principal scop de a atrage masele de oameni care de fapt nu erau chiar așa mari fani Minecraft și aveau nevoie de niște chestii concrete. Practic de asta a dezvoltat Hitler programul său politic din 1920. Bun, vă voi vorbi puțin despre doctrina partidului. Partidului NDSAP, cum, cum îmi place mie să-i zic, în română Partidul Național Socialist German. Această doctrină a partidului este, este de fapt o fantasmagorie și o formă de delir a unui om, deoarece doctrina aceasta este fundamentată pe niște concepte. Sau, mai bine zis, pseudo-concepte care s-au elaborat în mintea lui Hitler în perioada uh, tinereții sale, despre care v-am povestit, uh, explicate de anumiți antropologi ca o perioadă în care Hitler avea anumite halucinații. Deoarece uh, această doctrină este, prin simplitatea ei, uh, convingătoare, însă, pentru oamenii care i-au dat această putere politică lui Adolf Hitler, istoria ne-a demonstrat că, de fapt, simplitatea acestei doctrine se va transforma într-o catastrofă și într-o. cum să cum să numesc aici. Deci o catastrofă la nivel mondial prin prisma pierderilor de vieți omenești pe care acțiunile directe politice ale lui Hitler le-a generat și o o formă de manifestare a delirului său mental. Deci practic atât lucrarea mein Kampf cât și doctrina nazismului Pot fi văzute ca și forme de manifestare a unui delir mental manifestate de Adolf Hitler, care prind în rândul poporului german datorită mizeriei sociale și economice în care țara se afla. Cam astea sunt părerile mele despre despre această doctrină și închei aici uh, partea întâi a portretului lui Adolf Hitler. Deci uh, ne oprim la momentul în care Hitler uh, își prezintă doctrina și partidul uh, oamenilor, poporului german. Suntem chiar, chiar înaintea puciului de la München, ca și uh, perioadă istorică. Promit să continui cu un nou episod despre această temă în curând. Uh, mai spun câteva câteva cuvinte despre puciul de la Munchen ca să fie și acesta explicat. În linii mari acest puci a fost o tentativă eșuată de lovitură de stat în 8 noiembrie 1923. Adolf Hitler, liderul Partidului Social Democrat German sau al Partidului Nazist împreună cu generalul Erich Ludendorff, un mare general, Erich Eric Frederick Wilhelm Ludendorff, al primului război mondial încearcă să preia puterea politică în München și în Bavaria. Despre acest puci nu am să spun mai multe, mă opresc aici cu acest clip și voi reveni cu noi informații care să ne ajute să conturăm portretul complet al lui Adolf Hitler. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până aici. Dacă doriți și alte subiecte istorice să le abordez, puteți să-mi scrieți, o să încerc să vă fac pe plac. Datorită discuțiilor nu puține la număr pe care le-am avut despre acest personaj cu prietenul meu, nu o să-i dau numele, dacă asculți, te invit într-o discuție liberă despre acest om, dacă dorești, pe canalul Ora de Istorie Online. De fapt, lansez cu prilejul acestui video invitația oricărui, oricărei persoane de a purta discuții libere pe teme istorice. Condiția pe care o pun este să fiți o persoană adultă, deci minim 18 ani, deoarece nu vreau să cer drepturi de a difuza imagini cu voi de la alte persoane, părinți sau tutori legali. Vă mulțumesc că ați ascultat și vă doresc o seară sau o zi bună tuturor. Mulțumesc și să ne vedem la un nou videoclip.